promis, am și astăzi invitat special, evident. Aviația dă senzația, iar muzica e cea mai bună soluție la orice problemă. Cu asta pot începe cel mai bine discuția de astăzi cu invitatul meu. Este pilot, artist, actor, skipper și tată. Toate acestea și un singur nume, Mihai Mărgineanu. Bine ai venit la Trăinăt, Mihai! Bună ziua! Skipper și tată. Mamă, unde ne-am dus? Skipper și tată. Da? Da. Dar să fii skipper nu e niciun fel de... Poate oricine. Pentru singurul cei care nu fac? Păi singurul care nu poate oricine așa din prima e să pilotezi avioane, dar restul nu e nimic complicat. Toată lumea cânte. Să joci un rol nu e atât de greu. Dacă îți știi textul și nu rup mobila. Așa. Nu e nimic complicat. Cel mai greu e să conduci un avion așa dacă, din prima și cel mai greu e să fii tată, bă, frate. Asta cred că e cea mai grea parte, nu? Da, e greu de tot. Și skipper, mă gândesc că e greu pentru cei care poate au rău de mare sau nu știu. Nu cred că există rău de mare, cred că există rău de capul nostru. Fiecare rău de ăsta e în capul nostru, nu... Apropo de asta, vorbeam mai devreme despre a te trage curentul. Da, exact, ca și cu trasul curentul. Asta vorbeam mai devreme, dragii noștri, despre trasul curentului la români. Păi noi ne trage curentul. Nu ne trage curentul. Era o problemă gravă în trecut. Oamenii nu se duceau la dentist. În primul rând că nu prea erau dentiști. Dar dacă tu ceai acolo, te nimiceau ăia. Te scoteau pe viu. Îți scoteau nervii pe viu. Era ceva... Oribil. Oribil, da. Și atunci oamenii nu se duceau. Evident că li se umplau măselele de la infecții și ziceau că i-a tras curentul. Nu era de la tras curentul, era de la faptul că aveau dantura șantier. Asta era problema. Așadar, așa stă treaba și cu cei care zic că au rău de mare, de și călătorii. Și rău de mare. Normal, când simți că simți. Eu am rău de uscat. Când cobor după... stau două săptămâni pe barcă, se mișcă uscatul cu mine. Da, e normal. Da. Îți păstrează ăla acolo semn. Otitele. Exact. Așa se numesc, parcă otitele se numesc, alea care se mișcă în continuu prin urechea noastră. Mihai, pe unde te prinde de obicei ora 13 și făcând ce de obicei? Eu sper ca la ora 13 întotdeauna să dorm. Să dorm. În gașca prietenilor mei e chiar o vorbă. De-aia sunt mai drăguț ca tine pentru că eu dorm la prânz. Așa. Nu e cazul că niciunul nu suntem drăguți, dar mie îmi place să dorm la prânz la jumătatea de oră. Mi se pare libertate totală. Bă, dacă poți să dormi când ți-e somn, mi se pare că ești liber. Și să avem și timp pentru asta, evident. Păi aia ce zic. Așa, așa. Ești liber când ai timp. Dar n-ai timp, nu ești liber. Ești un om care, să spunem, extrem de modest. Eu așa observ. Părerea și... ta. Nu sunt modest deloc. Nu? Absolut deloc. Și știu că, așa cum ai spus la început, nu îți place să fii numit artist. Cum vrei să te perceapă oamenii? Păi nu, știi cum e asta cu artistul? E artist, ești sau nu ești? Mm-hmm. Adică te naști sau nu te naști? E ca și cum te naști frumos sau urât. Nu pot să spun despre mine, bă, sunt frumos. Spune mama, Dumnezeu să-l ia. Spune, dar nu pot să zic eu, bă, eu sunt un tip frumos și nu pot să zic, sunt un artist, trebuie să veniți să mă vedeți, să mă aplaudați. Băi, nebunit. Și eu mai cred că artistul este un fel de poștaș. Adică artistul e ăla care îți transmite un sentiment pe care îl dă bărbosul de sus. Hai să spunem, universul, divinitatea, marele arhitect al universului, cum zic masonii, sau, bă, ăla de sus. Ăia, energia maximă, trimite un mesaj printr-un artist, că nu au prin cine să trimite. Și atunci marea populație primește acel mesaj sau nu. Și în funcție de cât de bine poți să transmiți mesajul respectiv, te numești artist sau un meseriaș. Că sunt unii foarte buni cântăreți care nu sunt neapărat artiști. Sau actori, sau strungari, sau tâmplari, sau fiecare domeniu are artistul lui, cred eu. Deci există. Atunci, asta cu să te dai tu artist că ai făcut bele arte... mi se pare un pic exagerat. Sau să te dai artist că ești cântăreț. Hai să fii serios, știu o grămadă de cântăreți care nu au nicio legătură cu arta. Pur și simplu sunt niște cântăcioși, le zicem neapărat. Așa. Toți cântăm. Da. Mai bine sau mai puțin bine, evident. Da. Depinde cum transmiți mesajul. Exact. Trebuie să fii de acord că există mari artiști, vocaliști extrem de proști. După părerea mea, Bob Dylan nu e un vocalist extraordinar. Dar este unul dintre cei mai mari artiști pe care i-a dat planeta. Dar nu e un vocalist, adică nu poți să-l asculti așa 3 ore în continuu. Dar e un mare artist. N-ai ce să zici. Și apropo că suntem în sfera asta a muzicii, știu că n-ai participat la niciun concurs muzical. De ce? Păi că nu m-a chemat nimeni, unul la mână. Așa? Doi la mână că eu m-am trezit la un moment dat pe scenă. Băi, când zic că m-am trezit, eu m-am trezit pe scenă. M-am trezit că mă cheamă lumea și îmi dă bani ca să cânt. Ha!
Adică îmi dădea lumea bani să cânt și m-am simțit ca o prostituată infomană. Da. E cam așa, ăsta a fost sentimentul inițial. După aia am avut bunul simț să încep să mă educ în domeniul ăsta, pentru că eu sunt singurul de la mine din trupă care nu are studii muzicale. Eu am făcut management, după aia am făcut instalații la Universitatea de Construcții, după care am făcut școala de aviație, am ajuns pilot comercial. N-am nicio legătură cu o educație în domeniul artistic. Și probabil că e mai bine așa, pentru că am avut norocul de a întâlni oameni extraordinari de mișto pe care m-au învățat. Știi că meseria să fură. Exact, da. Să fură, dacă vrea ăla să fur de la el. Dacă și depinde nu vrea, de la nu cine. Furi. Da, și depinde și de la cine furi acum. Dacă... Da. Știu că ai învățat multe cântece și pe munte. Ai avut multe... Păi așa am învățat cântecele, pentru că noi în anii 80, când am copilărit eu și am adolescentit, ca să zic așa, nu prea erau spectacole de-astea care să mă amuze pe mine. Deci eram spectacol de muzică ușoară. Păi numai când auzeam termenul de muzică ușoară, mie mi se ridica tensiunea la 25. Și nu mă duceam. Nu am fost în viața mea la un spectacol de muzică ușoară. În viața vieților mele. Nu am vrut să merg. Pentru că mi se părea în regulă. Doi, ne plăcea foarte mult Cenacul Flacăra celor din generația mea și noi mergeam acolo. Păunescu făcea o treabă extraordinară și spectacole erau singure spectacole care țineau peste foarte 3 dimineața. Singure spectacole la care se urla. În rest se aplauda. Nu e o nație de aplaudaci, aplaudam toți. Frumos pe metronom se aplauda, știi cum? Eram pe timp. Așa. Și cu căciul de blană în sală. Asta mi s-a părut tot timpul. Dar era frig în sală. Era normal să aibă doamnele căciule de blană în cap. Păi era perioada respectivă. Îți înghețat creierul, da. Da. Și nu prea am început să învăț cântece din Cenaclu. Am fost fanul tuturor folchiștilor din România, până când mi-am dat seama că viața e veselă, bă, nu e neapărat tristă. Exact. Am luat de pe munte, am cântat pe munte de ne-au sărit bojogii ani de zile, pentru că o perioadă lungă am făcut orientare turistică și alpinism într-un club de alpinism din București și acolo seara asta făceam, stăteam la foc și cântam și am învățat de la diversi, din toate zonele țării, o grămadă de cântece. După care am intrat în lumea actorilor prin 92-93, datorită și din cauza domnilor Ovidiu Niculescu, actor la teatru mic, și Tudor Chirilă, colegului de clasă, actualmente marele artist al României și component al trupei Vama Veche, Vama, vocea României, și e un reper. Așa este. Este un reper, un reper. De altfel, pe băiatul meu îl cheamă Tudor, eu punându-i numele după bunică mea. Soția, deci nu e coincidență. Soția mea a pus numele după Tudor Chirilă, ca să fie clar. Să nu mai avem niciun fel de dubiu. Da. Sunt curioasă, Mihai, mai mergi în prezent pe munte să-ți iei inspirație sau nu știu? Bă, nu mai merg pe munte, din păcate. Am mers o perioadă lungă până când s-au născut copii, am mers cu bicicleta foarte mult. Am avut norocul să găsesc o bicicletă extraordinară care mi-a fost ruptă de Mihai Bobonete, s-a urcat pe ea odată și a rupt-o. Okay. Deci am dus-o pe toate văioagele posibile, nu am pățit nimic, s-a stuit Bobo pe ea și a rupt-o, i-a rupt șaua. A avut grijă să nu împățești tu ceva. Da, și chiar așa mi-a zis, dai seama că dacă se rupea cu tine era mai nasol. Păi da, eu am mers cu ea zile întregi pe munte, n-a pățit nimic, mă rog. Cert este că mi-a fost frică să o sudez, așa că am aruncat-o la fier vechi. Și n-am mai mers pe munte în ultima perioadă, alegând alte lucruri care mi s-au părut mai interesante deocamdată, până când voi redescoperi iar plăcerea aia de ce asta. Nu? Oricum, ai altă plăcere, calea zborului, aerului. Cred că e o altă sursă de inspirație și de relaxare pentru tine. Nu știu ce asta cu inspirația pe mine mă lasă rece. Care e muza ta? Muza mea e viitorul. Nu știu dacă... Deci pur și simplu te ghidezi după ce vine. Da, mă gândesc la ce ar putea să vină. Și nu cred că îmi vine inspirația. Pe mine mă inspiră strada, lumea, relația dintre băiat și fată. Prezentul? Relația dintre băiat și băiat. Mai nou mă interesează foarte tare să văd ce mai zic ăștia. Ce fel de genuri mai apar? Apar tot felul de genuri, pe mine mă sperie chestia asta, că la un moment dat o să zic că oamenii, eu mă simt colibri. Păi okay. Tu te simți colibri, de tot fetiță, zic, că eu te văd, eu te simt fetiță, adică eu cred că te consider fetiță sau băiat. Sau, deci n-am cum să spun colibri. Dar... Viitorul arată în multe forme. E foarte frumos, da. Abia aștept să văd ce se întâmplă. Dar cred că ești și un om care trăiește prezentul, adică nu se raportează doar la viitor, la ce urmează. Nu știu ce să zic, da, trăiesc prezentul foarte frumos. Fiind un om vesel? Păi de ce să fiu trist?
Păi tocmai, că adică nu avem motive. Tocmai ne-ai dai tot la 70 ceva de ani murim. Ideea este cât de frumos trăim ultimii 25 de ani. Corect, adevărat. Și spuneam că ești inginer la bază. Se aplică asta și în muzică? Bă, nu sunt inginer la bază, că eu n-am terminat. Că încă n-ai terminat, nu? Bunul simț să nu termin instalații. De ce? Pentru că e foarte grea facultatea. Am intrat ca a doua facultate, mi s-a părut extraordinar că pot să dau un exemplu copilor mei, că am două facultăți. Ei, am făcut și pe a treia cu practic, acum se consideră școala superioară de aviație civilă, ca după facultate. Ce ai terminat ATPL, adică Airline Transport Pilot License, că este studiu superior, ceea ce e normal, este mai multă carte decât s-ar învăța în orice facultate normală, pentru că este foarte mult de învățat. Băi, oameni, închipui. Deci e foarte mult de învățat. Este imoral de mult de învățat. Și nu e normal să fie atât de mult de învățat. Ceea ce face aviația din om este că îl procedurează foarte bine și îl echilibrează atât de tare și îl învață să se organizeze singur. Disciplină, deci. Da, e un fel de disciplină, dar de bună. E o disciplină bună, că e și de aia urâtă, aia militară, aia nu e bună, aia nu e în regulă. Preseveră. Da. Și n-am putut să o termin instalații pentru că este foarte grea. E o facultate grea. Tot respectul pentru cei care au terminat și pentru toți inginerii instalatori din lume, este pentru mine a fost supra-uman. Cred că depinde cum ne raportăm, că până la urmă fiecare funcție sau meserie pe care o avem implică o chestie grea. Pe mine m-a omorât geometria descriptivă, ca să nu mai intrăm în nu detalii. Nu intru în detalii, că nu pot să fac față. M-a distrus total. Poți să te compar cu Tom Cruise? El este un actor și... Nu, mie îmi place foarte mult de Tom Cruise. Tom Cruise a trecut pe lângă Oscaruri, pe unde a jucat el actorul principal la Oscar, gândiți-vă la Rayman sau... E un actor de mic, un om care și-a păstrat o cale bună. E un actor manierist, clar, joacă la fel în toate ipostazele, ceea ce mi se pare în regulă, și Robert De Niro la fel, și Gheorghe Dinică la fel, e un actor mai ca și domnul Horatiu Mălele la fel, un actor manierist, este foarte bine. Sunt și actorii trăieriști pe care îi iubim la fel de mult, cum e Johnny Depp sau cum este Maya, sau sunt două tipuri diferite de actori și de artiști, mi se pare că se numeam. I-am putea lua ca repere, nu? Mie îmi place mult Tom Cruise și mi se pare extraordinar că pilotează avioane, că sare cu parașuta într-un mod foarte, foarte profi. Și mai învață și pe alții. Asta e important. Păi învață, dacă știe, poate să învețe. Românul este foarte profi. Foarte, foarte profi. Și apropo că vorbeam despre muzică în general și despre muzică populară, ții la tradiții? Nu. Nu? Nu. Nu, mi se pare o tâmpenie să ai o tradiție de dracu de a avea o tradiție, dar o tradiție care te deranjează. De exemplu, furatul miresei la nunți. Mi se pare o tradiție tâmpită. Nu neapărat ții la tradiție, dar mi se pare interesant să ai rădăcini, să-ți respecti obiceiurile, să-ți înfrumusețezi obiceiurile, să-ți înfrumusețezi muzica tradițională, populară, nu să o păstrezi ca acum 200 de ani, pentru că un tânăr născut în 2000 nu o să poată să înțeleagă o muzică preclasică, o muzică făcută, o piesă făcută, un cântec făcut acum la 1800, dacă nu-l adaptezi pentru urechea lui, pentru că nu mai poate să înțeleagă. Este exact ca și ce ar trebui să facă biserica. Dacă biserica vrea să câștige tineretul, ar trebui să renunțe la porcăria asta cu calea Galilei, care vrăjeala asta a ținut până la 1800, nu mai ține. Schimbați un pic, ca să vină și ăștia mai tineri în biserică. Să ne adaptăm perioadei. Exact, să ne adaptăm vremurilor ăstora. Nu, nu trebuie să ne întoarcem în timp. Iar conservatorii vor să rămână, să țină timpul pe loc. S-au văzut de-a lungul istoriei că nu e bine să ții timpul pe loc. Exact. Ne bucurăm de renaștere. Nu a fost renaștere, a fost naștere, să fie clar. Pentru că s-a ținut pe loc 1000 și ceva de ani societatea. Sub o altă formă, ca să-i dea o denumire. Sub o altă formă, cum zici tu. Exact. Nu știu că n-am înțeles exact ce ai vrut să zici, dar o să compilez mai încolo. Despre las fierbinți, ajungem și la acest subiect. E un fenomen acest serial. Crezi că Ardiles, că tot vorbeam despre tradiții și ne referim aici la tradiții împrumutate, ar putea fi un personaj de Halloween? La cât de urât sunt eu, da, ar putea să fiu un personaj de Halloween categoric. Dar să știi că sunt mândru de asta, că dacă eram frumușel, doamne. Putea dar să e fiu... simpatic. Adică... Da, doamne ferește. Mai bine așa. Și despre tradițiile împrumutate, preluate, ce părere ai? O părere foarte bună. Mi se pare că noi trebuie să avem cât mai multe motive de sărbătoare. Eu nu înțeleg pe ăștia care zic, dar de ce să vină Halloween? Bă, dar lasă-l mă să vină, ce are?
Exact. Deci să vină ziua recunoștinței. Dar să vină mă și ziua recunoștinței. Care mă probabil? De ce să nu avem multe, multe motive de petrecere? Nu să le avem numai pe ale noastre. Haide mă să le ținem și pe ale noastre. Luați-le și pe ale noastre, mă, că-s bune. Exact. Dar de ce nu ascultați mă numai muzică românească și ascultați muzică americană? Pentru că oamenii fac o mare diferență, fac o mare apropiere între naționalism și patriotism. Și e o mare diferență. Tocmai de asta vă sparg ăștia pe la vot. Vin tot felul de partide care aduc naționalismul în față. Fraților, naționalismul e rău. Nu e bun. N-ai niciun merit că te-ai născut român, n-ai niciun merit că te-ai născut rus, american sau evreu. Niciun merit. Este pur și simplu un lucru total nesemnificativ. Deci asta nu e ești patriot, concluzia. Nu ești patriot dacă mănânci numai slănină. Trebuie să ne extindem orizonturile. Să știi că e foarte exact. Bună gorgonzola. E da. Foarte bună gorgonzola. Acum ce vrei să... Cum vrei să schimb eu cuvântul marketing? Să-i spun piețing? Păi nu, că nu poți să-i spun piețing. Trebuie să-i spun marketing, nu? Să sune într-un fel, da, exact. Să sune normal, asta zic. Așa e. Și că tot suntem în acest perimetru, cum petrece de 1 decembrie, în mod obișnuit? În mod obișnuit merg să văd parada militară. Da, nu? Eu tot vreau să zboară iacării acrobați. Anul acesta, din păcate, lipsește unul dintre iacări, Dumnezeu să-l ierte, Dan Ștepănescu, care a avut o defecțiune la avionul lui Suhoi. Avionul Suhoi, exact. Cu avionul Suhoi s-a prăbușit. E inutil să vă zic că era unul dintre ași, e inutil. Și visul meu este să zbor o dată de 1 decembrie lângă sau în spatele iacărilor acrobați. Foarte frumos ar fi. Nu și aș vrea să fac. Și de altfel, tot aici, la partea de pilotaj, știu că ești singurul artist care se duce singur cu propriul avion la concerte. Cum e treaba asta? Păi că sunt singur care are. Și acum toată lumea zice, bă, dar nu e greu, mă, nu e scump să ai un avion? Păi nu e scump. E mai scump să ai o mașină de-asta de fițe, dar au toți. Mai nou toți au mașini gri. Există culoarea asta gri la... E un trend. Nu-și cumpără mașinile acum, să fie noi nouțe, să fie gri, să vadă lumea că-s noi. Bun, dar de ce să vadă lumea că-s noi? Eu am un avion din 1980, l-am cumpărat la mâna a doua. Este un avion care este urmărit de autoritatea aeronautică civilă să aibă toate lucrurile la zi. Evident. Am toate contractele făcute cu companii de specialitate care țin CAMU și partul 145, asta niște... E un argou de aviație, așa. Avionul meu este un avion vechi, dar apt de zbor. Nu există avion vechi, există avion apt sau inapt de zbor. Okay. Avionul meu este apt de zbor, este garat pe aeroportul Băneasa și zbor cu el de câte ori vremea îmi permite, pentru că avionul meu nu are instalații de decifrare. Singurul lucru de care mă sperie foarte tare în zbor este pericolul de decifraj și pentru că eu nu am decifrare, trebuie să merg în anumite condiții de vreme, adică să nu forțez niște nori, nimbostrat sau nu pot să forțez niciodată cumulonimbus, adică Charlie Bravo, cel care dă trăsnet și fulger, acolo e bine să locuiești pe la 20 de mile ca să nu te lovești de planetă. Deci în anumite condiții? Numai în anumite condiții pot zbura cu avionul meu, condiții de umiditate și temperatură. Am înțeles. Ei bine, și că tot am vorbit la început de skipper, nu pot să uit de acest subiect, ai obținut clasa A? Nu, sunt BCDS. Adică da. Clasa A este, se dă examen pentru clasa A în momentul în care ai minim 2 ani de experiență și te scrii un examen. Știu că era un obiectiv pentru anul ăsta. AUL este un obiectiv pentru anul 2023. AUL este pentru a trece oceanul. Există un obicei, din Grecia pleacă bărcile, proprietarii își dau bărcile către skipper și skipperii le duc în arhipelagul Caraibelor. Se strâng 20, 30, 40 de embarcațiuni care pleacă în anumite perioade ale anului. În octombrie, mi se pare, și în mai. Deci asta și atunci ele se duc acolo, iar în primăvară le aduc înapoi ca să se folosească proprietarii de ele. Sunt niște servicii plătite foarte bine și de ce să nu o faci? Mai ales că durează 2 săptămâni, este foarte în regulă să fii... Da, și peste niște insule, ajungi prin Azore, unde... Azorele este o zonă de mare presiune, exact ca și Siberia, sunt cele două mari zone de mare presiune din emisfera nordică, acolo nu bate vântul și dacă o să te întorci în istorie, o să vezi că aveau și Columba a avut probleme pe acolo, nu bătea vântul și cădeau pânzele. Așa se întâmplă în sistemele de mare presiune. Când e mare presiune undeva, cerul este senin și nu bate vântul. Ne place asta câteodată când stăm la mare. Dar pentru un marinar nu e o,
nu e chiar plăcere. Foarte bine, da. Noi ne bucurăm că există briza, care briza este un efect natural. Se încălzește apa, se încălzește pământul, se schimbă temperaturile și se mișcă aerul. Pe o rază de 30 de mile, în mare și în... și pe uscat. Și pe uscat, exact. Și tocmai de asta există unele licențe care nu te lasă să te depărtezi 25 de mile de la uscat, ca să ai și un pic de mișcare. Da. Atunci, baftă pentru anul viitor. Mersi. Pe lângă Blast Fierbinți, pe unde te putem urmări sau asculta? Doamne, dar ce întrebare asta? Păi, cum adică? Pe unde? Hai că n-am înțeles. Pe unde concerte, mă poți urmări? Spectacole, piese de teatru. Păi, teatru am făcut acum un an, 2 ani, o piesă de teatru la Notara de ale Carnavalului, a lui Caragiale, cu Andy Vasluianu, cu Zan Firescu ăsta mic, care e un actor extraordinar, Vlad, este ceva de speriat, ca și Vasluianu, Gigi Frim, care este Vasile din Las Fierbinți, este primarul Vasile, fetele, Luminița Erga, extraordinar. O distribuție bogată. Eu am fost cel mai slab de acolo, eu am fost lipistat, dar cel mai slab, pentru că la un moment dat rămâneam în culise și mă uitam la ei și când trebuia să intru, mă trăgeau de mine. Hai mă că trebuie să intri cu pistolul, eu trebuia să trag. Okay. Am jucat un polițist bolnav de tras cu arma. Așa și deocamdată nu se mai joacă piesa, pentru că a avut Cerasela Isopescu a avut o problemă de sănătate, i s-a rupt un pieșor cu picior. Și am început să jucăm în perioadă. Probabil că o să începem la anul. Iar de spectacole mele sunt destul de dese, eu vreau să le fac cât mai rare, pentru că sunt în vârstă și isteric și tocmai vin după 3, adică am avut 3 cântări în weekend, una cu Marius Mihalache în București, una la Iași și una la Brăila, la festivalul Kira Kira Lina din Brăila. Festivalul chitarelor a fost un festival de folk, tocmai de asta eu și râs aseară când eram pe scenă și am zis, eu nu știu, înțeleg ce caut eu aici în viața mea, am și tricou cu paraziții și mai după ce au cântat fetele, a cântat Narcisa Suciu de Am crezut că leșin, am bătut din palme de era să-mi, am o operație în palmă și era să-mi pocnească operația din palmă, așa, atât de frumos și mi-a plăcut mult de tot. Ce să mai... Și după aia am intrat eu cu Zarița, Zanca, după ce a cântat Narcisa cu o voce absolut incredibilă și... Mihai, da, mi-a plăcut aseară. Ești un autocritic? Nu. Nu? Asta... Da, nu știu, depinde. Încerc să... Adică asta observ în mare parte, dar să fie constructivă critica asta. Nu știu dacă sunt critică neapărat cu mine. Adică eu vreau să îndrept ce e prost. Că ca oricare alt om care poate... Să dea Dumnezeu să dorească toți oamenii să-și îndrepte cei prost, că poate cine știe să termine și războiul din Ucraina cu ocazia asta. Da. Și o ultimă întrebare și cea mai importantă, ce înseamnă pentru tine România? Când spui România, la ce te gândești? Ce, ai pus o întrebare de jurnalist ăsta de la școala de jurnalism, școala ajutătoare de jurnalism. Ce vrei să zic eu acum? Să un zic cuvânt, o chestie fadă. Un cuvânt care îți vine în minte. România pentru mine înseamnă patria. Nu. Ce să zic? Nu știu ce să zic. Nu știu aici acasă ce sunt. Așa, e suficient. Asta înseamnă. Da, m-ai omorât. Și acum dacă spui și transmite un gând ascultătorilor noștri, mă omor total. Nu, la treine nu e chiar așa. Mulțumesc, Mihai, pentru prezența ta la noi. Te mai așteptăm cu mare drag și baftă în tot ce ai de făcut. Mersi. Și nu mai fii atât de critic, pentru că ai un mare talent. De la o vârstă încolo să știi că devii critic. Mulțumesc încă o dată, iar pe tine te las pe Trăinet cu Edge.